Salutare și bine venit pe canalul Solar Smart România Astăzi ne jucăm cu Victron Da, ne jucăm cu echipament de la Victron O să vi le arăt imediat uh, Am vrut să vă și o câte de complicat să instalez un sistem de la Victron Pentru că atunci când a venit păreau multe cabluri, multe fire au leu zic ce fac cu ele și cum le conectez Dar după ce am dat un pic pe YouTube Și m-am uitat așa un pic la vreo două, trei tutoriale, am pic vreo 2-3 tutoriale M-am cam prins că nu e vreo mare filozofie Și o să vă arăt și voi cam cum să leagă Sau ce am învățat eu până acum astăzi, da? Hai să... din filmare. Da, aici avem un uh, multiplus, multiplus 24.225, vedeți aici pe etichetă, 24 de volți, 1200 de w, teoretic pentru că la mai mari scoate uh, recomandarea ei să consumă de 900 de w. A, Așa, avem un cerbo, celebrul cerbo, creierul unui sistem uh, Victron mai avem și alte chestii pe aici, dar ignorați-le că e în lucru aici. Așa și un șunt, da? Așa. Iarăși, totul este scris pe el, totul este cablu la cablu, te prinzi imediat ce și cum și unde merge. Mai sunt mici de muri pe care le am, într-adevăr, pentru că studiez treaba asta de jumătate de oră, da? Deci sunt la o jumătate de oră distanță de a nu ști nimic despre Victron, da? Dar m-am prins, bineînțeles. Aici, aici lucrurile sunt foarte simple, negativ, pozitiv de la baterie, da, plusul și minusul. Minusul de la negativ nu vine și nu duce direct la baterie și duce în Vedem aceea, tu sistem minus, tu baterie minus. Adică cablul de la baterie vine aici, da, la negru, pleacă de aici mai departe, se duce în invertor, da, deci foarte, foarte simplă și treaba asta. Cablul de roșu plusul se duce la baterie direct, da? Asta este simplă ca asta o știam din fără să mă uit pe manual, fără să primim nimic Apoi avem comunicarea între șunt, da, și cerbos. Și avem un cablu care a venit special, a venit deja închit, acest cablu care se duce, mă rog, este așa și intră aici în partea de comunicare cu cerbos. vedeți? Stă aici foarte bine, da? A așa. Apoi o chestie de care nu sunt lămurit dar cred că e bine. Deocamdată, oricum, nu se arde nimica, că e totul pe hârtie, nu e, nu e nimica avem un cablu de comunicație, da, v canice, v scrie aici da, v da, avem cablu ăsta v -bus. cred că e un cablu de rețea normal, adică ce am pus eu aici este un cablu de, meu de rețea normal, care v ul ăsta comunică cu vebusul, ul da, iar scrie pe invertor aici, ea avea gură să strige, nu vedea mai devreme, vreme. Vebus. deci vebus la vebus, bus, cablu de rețea normal, nu cred că e inversat sau ceva, o să mă interesez să nu spun o penie pe, pe clip, dar cred că e un cablu de rețea normal care să leagă pur și simplu aici și aici, da, așa. O care nu știam, capătul ăsta al doilea pe pus se închide, da? adică trebuie pusă o mufă de asta de închidere, nu rămâne liberă, da? Chiar mai ciudățică de la Victron, să-i pui astfel, un astfel de capă, dar iarăși o chestie foarte simplă. Alimentarea aici, mă prindeam, asta ne să seama și simplu că e alimentarea și... scuzați un pic, nu era o problemă, da? alimentare care am înțeles după YouTube am învățat asta că se poate pune de la 12 până la 70 de V, adică merge cu orice sistem. Îmi place ca are și siguranță aici, cablul, fiecare cablu de asta are siguranță și așa mai departe de ce deci și este o chestie super safe. Deci îmi place așa la ăsta cum zice, la, mai are un plus, un vedeți aici un Vbat plus, da? Și mi-a dat un cablu de genul ăsta care s-a aici, l-am înfipto bine aici. Nu mai pot să-l scot acum, și care are pe, mufă pentru baterie, pentru plusul bateriei, da? Deci, cumva cred că se leagă la plusul bateriei și ăsta trebuie să studiezi. Eu, nu sunt uh, 100% convins că fac ceva corect, sau dacă mai trebuie un cablu aici, pentru că mai am încă un cablu, da? Aux, dar nu cred că merge nici la auxiliar asta, că nu prea are o să meargă. A, așa, mai sunt o gaze de mufe și de chestii care le putem pune, dar nu ne interesează, pentru că în sistemul ăsta fotovoltaic, mai simplu pe care avem noi, nu ne interesează, da? Ăsta pleacă, se contează de la baterie regulatorul stă de separat și încarcă bateria, deci nu are nicio treabă unul cu altul, ăla nu comunică pentru că nu e de la Victron. Dacă ai fost un uh, MPPT de la Victron, probabil am avea un jet de al doilea VBUS cu MPPT-ul ăla, cred eu. Îmi dau cu părere așa, fără să știu, v am zis, <coughs> nu mi-a trebuit foarte mult timp să mă prind cum se montează chestia astea. Aici are un, uh, o mufă de monitor, cum îi zic eu, da? Știu că chiar dacă e mufă de... <coughs> o de monitor, nu este standard. Sunt vreo două display-uri care vin la Victron. Nu ce mai citit -o pe internet, da? Sunt unul mai mare, unul mai mic, la mai mare mi se pare că are și niște setări. dar este o mufă de computer normală de... Uh, na, că nu scap acum. Lipsus, ca să nu zic lapsus. Așa, și mai are mulți pe aici care nu știu ce fac. Asta am înțeles, iar pe YouTube am uitat eu că se pot conecta la rezervoare de apă, de senzori de temperatură și alte auxiliare, știi? Rezervoare de apă. Când am auzit rezervoare de apă, am zis, o, ce rezervoare de apă? Și acum văd că are și de card aici. a bar nu acolo am văzut prima oară, nu știu ce cu el. Așa, asta cu rezervoare de apă sună interesant, știi? Am un rezervor de apă acolo, așa că, deocamdată nu știu cum ce de să conectez eu acolo. Probabil e un senzor de la rezervor de apă când e gol sau ceva, să-i comunice invertorului, să oprească pompa, a n-am automatizat de astea mai complexe care nu sunt cazul la mine, că nu mă pricep și nu vreau să fac vreo tâmpenie. Aici ale cele două mufele sunt clasice, mă rog, nu sunt clasice. Aici vine cablu de, așa, vedeți că e deja pe ea, AC IN adică intră, da, îi pui mufă să-l bagi să, bagi, să bagi în priză aici, da, să-l bagi undeva în priză să-l alimentezi, dacă vrei să încarci bateria din el, da, are și încărcător, și chargeri multiplusul ăsta. Și aici este AC Auto, adică 220 care este ca să te folosești de el, da. Deci, teoretic, la camper este minunat sistemul ăsta, pentru că pot să mă conectez dacă vreau, la curentul de la camper, da? Dacă, dacă, dacă la din camping, de exemplu, sunt într-un camping undeva și mă conectez, pot să mă conectez la 220 și să încarc bateria fără să mai încarc de la panou fotovoltaic. Din păcate, eu am pus un, sau din fericire, am pus un, fotovoltaic, panou fotovoltaic nesimțit de mare, așa că nu cred că voi avea nevoie vreodată de mufa asta. Mai vine aici așa o prindere care le fixează foarte bine să nu iasă din greșeală, da? Mai are aici un, un, sistem de prindere care le fixează cumva, o l-am și pe la în cutie. Deci cam așa vine montat, nimic deosebit din punctul meu de vedere. Singura problemă tehnică mai, mai complicată este cum le pun eu toate astea trei, da? Aici, da? Aici este problema mai complicată. Inițial am zis că le înghesuiesc eu cumva, dar am zis, n-are rost să le înghesuiesc. Cred că pun cerbosul, da? Stă foarte bine aici, cred eu. Are loc, îl punem aici, sub la firele de la invertor, să duc în spate, în dedesubt. Și atunci am ne cu nimic, ca ăsta vine mai sus și nu are rost să ne înghesuim. Iar șuntul, cred că vine undeva, aveți că vedeți că bateria acolo, șuntul cred că punem undeva aici, da? Undeva aici, cam așa cred că o să-l montăm, ca să fie undeva mai dedesubt, că nu avem treabă cu el. Avem minusul aici, e perfect, da? Și acum, acum am, acum am înțeles eu, apropo de minus, că de obicei toate chestiile se pun pe plus, da? Și zic, Bă, de ce să pune șuntul pe minus? Acum dau seama, el practic are urechile astea destul de, cum să zic eu, se pot atinge, da? Și atunci e minusul aici, ca să nu fie problemă cu el, da? să nu fie plusul, să nu fie curent pe el. Da, te e mai fizică, mai cine mai citește pe fizica aia cu, cu plusul, cu minusul, da? De la plus pleacă curentul, așa, pe fir cablu, face de noată, așa, din dă din brațe, C tac, tac, tac și noată. <gură> așa, nu, nu face chiar așa, pleacă electronia pe acolo, Îi împinge cineva, nu știu cine Îi împinge. Dumnezeu de sus. <gură> A, așa, <Îi> împinge și... <gură> da. Uh, și ajung spre 3 minus ăla, să duce acolo 6. Se numește diferențe de potențial în termen mai uh, academici, așa. Academici, clasa 7, manual de fizică clasa 7, să știți. A așa. Uh, sau A8 a 8, poate. E, eh, deci cam asta e sistemul. Trebuie să apucăm de montaj, destul de mai studiez un pic pe YouTube niște chestii. Trebuie să mă cu cablul ăla, dacă cablul de rețea normal și nu e inversat, dar eu zic că e cablul de rețea normal. Și să ne apucăm de montat pentru că deja se ridică soarele, deja a început să crească temperatura afară. Ia să vedem câte grade este acum aici lângă baterie. Sunt 28,3 grade. Da, uite, vă arăt și mult De termometru, să știți? <laughs> 28,3 grade. În momentul ăsta termometru e aici senzorul, da? Deci deja 28 de grade afară în momentul ăsta. Ce să vă zic?